Deputatul liberal Virgil Popescu a preluat conducerea Comisiei pentru Mediu și Echilibru Ecologic. Viitorul energiei este strâns legat de mediu, de schimbările climatice, de folosirea resurselor pe care le avem la dispoziție, susține acesta. Virgil Popescu este de părere că România are nevoie de independență și securitate energetică, însă în același timp trebuie lăsată o moștenire urmașilor, adică trebuie să fim atenți la mediul înconjurător. Deputatul Virgil Popescu va asigura de acum înainte conducerea Comisiei pentru Mediu și Echilibru Ecologic de la Camera Deputaților. În ziua în care a preluat funcția, a ținut și prima ședință a Comisiei de Calitate. Pe ordinea de zi s-au aflat proiecte privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Prin adoptarea lor se poate asigura calitatea factorilor de mediu și poate fi diminuat impactul schimbărilor climatice. Virgil Popescu a ținut să transmită că își va concentra activitatea pentru a susține cele mai bune propuneri și modificări legislative, având un dialog cu colegii din Parlament, de la Guvern, cu reprezentanții mediului de afaceri, precum și cei ai societății civile. Împreună, pentru un viitor verde, cu energie curată și dezvoltare durabilă, a ținut să precizeze fostul ministru al energiei. Proiectele pentru păstrarea unui mediu sănătos au un impact tot mai mare în societate. Din ce în ce mai mulți români cer aplicarea unor măsuri privind mediul înconjurător, astfel încât să ducem un trai sustenabil din toate punctele de vedere.